Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură informează că în zilele imediat următoare efectuează plățile aferente ajutorului specific acordat producătorilor de lapte și carne de vită din zonele defavorizate pentru anul 2012, în sumă totală de 26 de milioane de euro cu sursă de finanțare Fondul European pentru Garantare în Agricultură. De acest ajutor beneficiază aproape 80.000 de crescători de animale și aproape 300.000 de animale eligibile, respectiv vaci de lapte, bivolițe de lapte și taurine din rase de carne și metiși acestora. Cuantumul ajutorului specific calculat pentru categoria vaci de lapte este de 93,42 euro, pentru categoria bivolițe de lapte este de 187,5 euro, iar pentru categoria taurine din rase de carne și metii și acestora, cuantumul este de 300 de euro. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, valoarea ajutorului specific a fost calculată la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotație a 1 septembrie, respectiv 4,5383 de lei.